Ian Bute, însă cu o alonjă mai bună. Un metru 82 are Jean-Paul Medi, 1,87 Lucian Bute. La cântarul oficial a fost mai ușor cu un kilogram Jean-Paul Medi, lucru mai puțin întâlnit. Însă Medi are un palmares mai bun decât Lucian, are 29 de victorii și nicio înfrângere față de 28 ale lui Lucian. Să sperăm că acest lucru nu va conta în ring și de altfel sunt convins de acest lucru. Însă Lucian are deja 8 meciuri pentru titlul mondial, toate câștigate, are o experiență mai mare la un asemenea nivel, deși este mai tânăr cu 6 ani decât Jean-Paul Medi. Se aruncă francezul în atac, a încercat să suprind acolo pe Lucian cu o directă, primul punct trimis de Lucian, un croșeu de dreapta, barat însă de Jean-Paul Medi. Cu brațul drept jos, așa cum îi place lui Lucian, are însă o viteză formidabilă cu acel braț drept. Îl poate ridica foarte rapid și lovi cu directa de dreapta, care însă nu este arma lui principală, pentru că Lucian este un stângaci, cu stânga lovește cel mai bine. Frumos atac al lui Lucian Bute! Stânga lui Lucian, Jean-Paul Medi zâmbește. Dar nu cred că e zâmbetul lui. Foarte frumos, ce rapid s-a dus. Bogdan Dinu și Viorel Simion și-au câștigat meciurile prin knockout. Toată lumea așteaptă o victorie prin knockout și de la Lucian Bute. Omul care a avut până acum 8 meciuri de titlu mondial, iar 7 dintre ele a câștigat prin knockout. Librado Andrade, mexicanul, este singurul care a reușit să ducă un meci de 12 reprize cu Bute. La revanșă, însă, Lucian a făcut knockout în runda a 4-a pe mexicanul Andrade. Foarte frumos, Lucian face o repriză cum îi place lui, de control, în care își studiază atent adversarul, în care încearcă câteva lovituri, dar nu se duce spre o combinație decisivă. E o tactică foarte bună, așa fac adevărații profesioniști, nu sari la bătaie din prima, dacă ești bun tactician în ring. La ruși, omul care a făcut 3 campioni mondiali la box, antrenorul Lucian Bute l-a comparat pe acesta cu un paianjen extrem de periculos, gata să muște oricând. Asistăm la un moment istoric. Lucian Bute a boxat prima sa rundă în calitate de campion mondial acasă în România. Inteligența și răbdarea sunt două calități de bază ale campionului. Strigătul tribunei pe care l-auzim și acum nu l-a împins, vorbește în atac. Și a făcut un plan împreună cu antrenorul său Ștefan Laruș pe care vrea să-l ducă până la final. Întotdeauna planul de meci al Lucian Bute pleacă de la premisa că un meci se întinde pe durata a 12 reprize. Medi nu vine aici să facă figurație, spunea omul atât de important în conceperea acestui plan tactic al lui Lucian Bute, cât și în cariera lui de profesionist, antrenorul Ștefan Laruș. Presiunea va fi pe Lucian în momentul meciului, mai spunea Laruș, un canadian care a fost numit antrenorul anului în Canada în 2004 și 2008. Nu suntem la fotbal,
Publicul scandează România pentru Lucian Bute, campionul mondial la box în versiunea IBF. Da, pentru că în această seară Lucian Bute este România. Lucian Bute boxează pentru își apără titlul pentru a 8-a oară aici la București, pentru prima oară în fața fanilor din România. Este obișnuit să boxeze la Montreal în fața 16.000 de canadieni. Iată că 10.000 de români reușesc să facă aici o atmosferă fantastică pentru Lucian Bute. Mendy, iată-l cum vine și el în față. A aruncat acolo un croșeu scurt de dreapta, dar pare în control. Lucian se mișcă foarte mult. A încercat stânga pe care a ratat-o, din păcate. Am văzut și o primă combinație reușită din partea lui Mendy. Au lovit frumos și cu croșeul de stânga acolo Jean-Paul Mendy. Dar ce replică are Lucian Bute! Combinație superbă, finalizată cu un croșeu de dreapta în figura lui Jean-Paul. Mendy a aflat cine e șeful ring cu acea combinație, reușise câteva lovituri interesante, dar Bute l-a pus la respect. Încă o dată Lucian Bute, care acceptă acest box în clinch. Oh, ce frumos iese! A încasat și Lucian Bute dreapta, dar tot el este cel care dă mai multe lovituri. Da, până să încaseze acea dreaptă, Lucian a ieșit cu o cascadă, cu o avalanșă de croșee. Momente grele pentru Jean-Paul Mendy și încă francezul nu a făcut cunoștință cu acel uppercut de stânga al lui Lucian Bute. Momente bune acum pentru francez. Da, l-a dus pe Lucian acolo în curs de ringuri, a trimis câteva lovituri bune. A început acea combinație cu un croșeu la corp. A avut și francezul niște lovituri interesante, să recunoaștem și acest lucru. Dar iată-l pe Lucian, ce frumos! Stânga lui Lucian! I-a spart garda lui Jean-Paul Mendy. S-au încălzit cei doi boxeri și vom vedea de acum înainte spectacol adevărat. Așteaptă o seară lungă, spunea Lucian Bute, care pentru această partidă are o bursă în jurul a 2 milioane de euro, însă din care va rămâne doar cu 1 milion după ce va plăti toate impozitele și după ce își va plăti staff-ul lui, cel mai important lucru. Însă, spunea Lucian, când a fost întrebat de bani, toată lumea mă întreabă cât câștig, dar nimeni nu mă întreabă cât pumni iau în ring. Și are tată Lucian, pentru că fiecare cent pe care îl câștigă în acest sport este unul câștigat cu multă muncă și multe sacrificii. Lucian a ajuns la câștigul de 7 milioane de dolari până acum din luptele sale. La primul său meci de titlu mondial cu Alejandro Berio a avut o bursă de doar 200.000 de dolari. Iată, această bursă a crescut în doar 4 ani de 10 ori. Acum Lucian se bate pe 2 milioane de dolari. Dreaptă bună lui Mendy. Lucian, o combinație în garda francezului. Boxează destul de incomod, permanent înainte Mendy, însă Lucian este foarte bun la deplasarea în ring. Jocul de picioare este esențial în box. Să știi să dansezi în jurul adversarului, să știi să îl fugărești sau să stai la distanță în ring. Mendy a arătat de ce s-a spus că boxează murdar. Mai devreme a fost atenționat de arbitru să nu se mai ducă capul înainte. Pentru lovituri după ceafă, mi s-a părut că a fost avertizat. Unul din singurele locuri ilegale unde poți să lovești deasupra, unde nu poți să lovești deasupra centurii în box este la ceafă, unde este și o zonă foarte periculoasă acolo dacă ești lovit. Bineînțeles, se întâmplă foarte des în box și acest lucru, loviturile la ceafă. Da, și de cele mai multe ori sunt neintenționate, însă chiar și așa arbitrul intervine și oprește lupta.
frumos! Superbul percut pentru Lucian Bute! Cum i s-a dus capul pe spate lui Jean-Paul Mendy! A prins curaj Lucian, din nou dreapta, stânga data ratată și revine Jean-Paul Mendy cu o serie de combinații. Rămâne foarte periculos francezul, dar Lucian este în atac și publicul simte momentul bun al românului. Cum îl vânează Bute pe Mendy în aceste momente, primul său antrenor de la Pechea, Felix Păun, îl compară pe Lucian Bute cu un avion de vânătoare. Exact așa s-a boxat Lucian Bute în această rundă. Probabil cel mai bun body puncher din lume este prezentarea care îi se face lui Lucian Bute pe majoritatea site-urilor de box de peste ocean. Și exact că spunea acest lucru Sorin, am văzut un croșeu superb la cord din partea lui Lucian Bute cu stânga lui. Da. De aici poate veni sfârșitul în acest meci pentru Jean-Paul Mendy. Unul dintre cei mai puternici adversari pe care Bute i-a întâlnit, Miranda, a căzut în runda a treia după un astfel de uppercut. Suntem în runda a patra. Aceasta este runda în care se dezlănțuie de cele mai multe ori Lucian Bute. Au trecut primele trei reprize, au fost suficiente pentru Lucian Bute să simtă pe Mendy. Francezul are acum un atac bun. Foarte bine a făcut acolo Lucian Bute că l-a luat în brațe pe francez. Știe să se și apere Lucian Bute, dar vorba cuiva de aici de lângă ring, să nu-l lași Luciane să vină pe tine, să stai permanent la distanță. Lui Mendy îi plac luptele corp-la-corp, luptele încâlcite din clinci, din țineri în brațe. Lui Lucian însă îi place boxul curat de la distanță. Două din cele șapte meciuri în care și-a apărat titlul mondial Lucian Bute au fost câștigate prin knockout în runda a patra. Cele cu colombianul Zuniga și mexicanul Andrade, din nou momente bune pentru Jean-Paul Mendy. Frumos a ieșit acolo Lucian cu dreapta. A fost un uppercut acolo croșetat de dreapta. Frumos! L-a ras acolo pe Mendy cu acea lovitură și a reușit câteva lovituri acum. Lucian Bute are nevoie de sprijinul nostru. A avut și momente mai puțin bune în această repriză. Hai Lucian, uppercutul de stânga a început să intre. Am văzut câteva, iată, din nou l-a lovit pe Mendy. A fost o rundă mai bună pentru Jean-Paul Mendy, însă Lucian reintră în joc și în această repriză. I-a fixat bărbia de câteva ori lui Mendy, care a avut însă un început foarte bun de rundă. Îl vedem din nou cum lovește scurt cu croșeul de dreapta, replică și Bute. Foarte insistent acest francez, permanent vine înainte, nu prea stă degeaba, dacă observați, permanent dă din brațe. Îl lovește pe Lucian, care se apără foarte bine, dar mai scapă și cu un pumn. Frumos! Dreapta lui Lucian, stânga, croșeu de stânga, bine aruncat. Încă o dată, ce frumos a luat stânga lui Lucian, ușor pe bărbia lui Mendy acolo. Foarte bine, îl ține la distanță Bute cu dreapta pe Mendy. Este ca un baraj acel braț drept al lui Bute. Stânga de Lucian, este la podea Mendy! Formidabil! S-a terminat partida dintr-o lovitură de magician al lui Lucian Bute!
Wow, cine se aștepta? Lucian Butre câștigă din nou o luptă prin knockout în runda a patra. Fantastic! Ce lovitură a reușit acolo Lucian! Cine se aștepta? A fost o, cea mai bună repriză a lui Mendide până acum, în care a aruncat mai multe lovituri ca Lucian. Și pe final a reușit Lucian, exact ca un magician, să-și culce adversarul. Bravo, Luciane! Lucian Butre se urcă pe coș de ringului și salută publicul din România. Iată ce întoarce acasă a avut Lucian Butre. Reușește să-și apere pentru a 8-a oară titlul mondial. E cu lacrimi în ochi, Lucian. E cu lacrimi în ochi pentru românii lui. Un moment superb pentru Lucian Butre. Niciodată nu l-am văzut și după knockout-uri în orașe mai importante, poate, din lumea asta. Nu l-am văzut cu lacrimi în ochi. Să urmărim reluarea. Croșeu de stânga l-a trimis acolo, jos pe Jean-Paul Mendy. Un croșeu scurt. Cine ar fi crezut? Ce frumos, la bărbie. Cine ar fi crezut în 2007 că Lucian Butre va ajunge să câștige și cel de-al nouălea meci de titlu mondial și-și apere centura de 8 ori? Lucian Butre va avea un mesaj pentru fanii din România. Asta imediat după ce se va anunța decizia oficială, da, da, a partidei. Între timp, numele lui Lucian este scandat de o sală întreagă. Și după decizie rămâneți pe ProTV. După o scurtă pauză, o foarte scurtă pauză, vom reveni cu interviul cu Lucian Butre de la vestiar. Ioana Cosma va lua un scurt interviu campionului de la vestiar. Veți vedea și alte interviuri. Rămâneți pe ProTV așadar și după finalul acestei gale. Ce frumoasă poveste urmărim în această seară, doamnelor și domnilor. De la băiatul de nici 45 de kilograme care s-a apucat de box în 1995 la campionul mondial de astăzi, e într-adevăr o poveste uimitoare. Înainte de meciuri îi dădeam să mănânce bine, să bea apă multă, să se umfle, ca să poată să facă măcar prima categorie 45 de kilograme. Povestea Felix Păun despre momentele de început ale lui Lucian Butre. Acum, iată-l, idolul unei țări întregi. Jean-Paul Mendy a apărut precum un gândăcel pe lângă uriașul Lucian Butre în această seară. Nimeni nu ar fi crezut, iată-l și pe tatăl lui Lucian. Este foarte mândru de fiul său în această seară, Ștefan Butre, tatăl lui Lucian. A reușit să câștige din nou cu lovitura sa de braț stâng Lucian Butre un meci. Nu a mai fost uppercutul de stânga, acea lovitură pe care a dus-o aproape spre perfecțiune. Spunea Lucian, rămân după antrenament și trimit 2000 de uppercuturi la sac după orice antrenament. Cam asta face diferența între el și ceilalți. Ce gala am avut! 3 români, 3 victorii prin knockout pentru noi. Bravo, Luciane! Ne-ai făcut bucuroși astăzi! Ne-ai făcut să trăim o seară cum n-am mai avut de mult alta! Lucian Butre, cea mai mare vedetă a României în acest moment. Personalități precum Hagi, Țiriac, Victor Pițurcă sunt acum și în picioare și la paudă pe Lucian Butre. A revenit rândul lui Lucian să fie actorul principal. Și să nu uităm, doamnelor și domnilor, în acest moment de vârf al boxului românesc și de foștii mari campioni în acest sport, care poate că și ei și-au adus o mică contribuție la drumul lui Lucian Butre de astăzi. Printre mulți astăzi, i-aș enumera pe Francis Vastac, Mircea Dobrescu, Ion Alexe, Ion Monea, Simon Cutov, Mircea Simon, Gheorghe Negra, Mihai Leu și Leonard Dorin Doroftei. Însă în această seară este momentul de gloria lui Lucian Butre. Ce clipă de fericire pentru Lucian Butre. A reușit în sfârșit să-și apere centura mondială acasă.
în sfârșit le arată centura după un meci românilor. Nu mai vine cu centura la aeroport, spunând că am câștigat din nou. De data aceasta, 10.000 de fani au putut vedea într-o seară magică, într-un moment unic, acest meci al lui Lucian Bute. Deci 4 reprize întregi nu a reușit să-i reziste Jean-Paul Mendy. Se vorbește despre un următorul meci al lui Bute. Probabil Lucian va boxa cu americanul Kelly Pavlik, fost dublu campion mondial la categoria mijlocie. Asta în condițiile în care Michael Kessler, danezul, a refuzat oferta celor de la Interbox pentru meci cu Lucian. Noi să sperăm că vom avea și alte gale ca aceasta și alte momente de bucurie. Să trăim prin campionii noștri și îl ascultăm acum pe Lucian. Ascultăm mesajul Lucian. Vreau să vă mulțumesc din tot sufletul. Ați fost extraordinar. Sincer, am 15 ani de carieră, dar nu am simțit ca în această seară. Sunt mândru că sunt român și sunt mândru că v-am putut face fericiți. Vă mulțumesc din tot sufletul. E valabil pentru toată lumea. Mersi beaucoup, tout le Québec. Noi îți mulțumim, Luciane, pentru o seară minunată, pentru un knockout excepțional. Trăiască România, este mesajul pe care Lucian Bute îl are pentru fanii săi din Canada. Te iubesc, mamă, a fost mesajul memorabil cu care a intrat în istorie Lucian Bute după momentul de glorie în care a câștigat centura mondială în acel meci cu Alejandro Berio. Sunt mândru că sunt român, este mesajul care va rămâne în istorie Lucian Bute după ce a apărat pentru primul arbitru mondial la București. De 15 ani, are o carieră de 15 ani și nu s-a simțit niciodată ca în această seară. Pentru Lucian vor urma meciuri și mai mari. Se vorbește despre o partidă cu Kelly Pavlik în toamnă, iar apoi, la începutul lui 2012, Lucian vrea foarte mult se bată cu învingătorul din Super Six. Finala, Carl Froch, Andre Ward va fi în direct la sport.ro. Da, atunci Lucian Bute vrea să boxeze la începutul anului viitor cu învingătorul acelei lupte. Ar fi un meci fantastic cu 3 centuri de campion mondial pe masă. Nu uitați, rămâneți pe Pro TV. Ioana Cosma va evalua un interviu lui Lucian Bute la vestiar imediat după o scurtă pauză. Ce frumoasă imagine, Jean-Paul Mendy la podea, iar Lucian Bute în picioare cu mâinile ridicate. El este campionul nostru al tuturor, al românilor, și pentru prima oară este campion și la noi acasă. Nu uitați, pe 10 august la Pro TV continuă o gală de sărbătoare. Vom avea din nou o sărbătoare la Pro TV, meciul României cu Argentina. Va fi în direct la Pro TV pe 10 august. Până atunci, pe 16 iulie, gala local combat la Constanța, iar pe 17 iulie, finala Supercupei, Oțelul Steaua, în direct la Pro TV pe 17 iulie de la ora 20:45. Îi mulțumim lui Lucian Bute pentru această seară minunată, moment unic în istoria boxului românesc. Bravo, Luciane! Revenim după scurtă pauză cu Ioana Cosma și Lucian Bute.